Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod Legend Back as a Wonder Kid. Pentru episodul de astăzi rămânem în Italia și readucem în joc unul dintre cei mai importanți fundași central din istoria fotbalului. Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia. A început cariera la Napoli înainte de a se muta pentru 7 ani la Parma, pentru care a câștigat 2 titluri de Copa Italia, o Supercupă italiană în 99, dar și o Cupa UEFA în același an. După perioade la internaționale Milano și Juventus, s-a transferat împreună cu managerul Fabio Capello de la Juventus la Real Madrid în 2006, cu care a câștigat titluri consecutive în La Liga în 2007 și 2008. După ce s-a întors la Juventus pentru un sezon în 2009-2010, s-a alăturat celor de la Al Ahly în Dubai, de unde s-a retras din fotbal în 2011 după un sezon cu accidentări. Este considerat unul dintre cei mai buni apărători ai tuturor timpurilor. A obținut succes și cu echipa națională a Italiei, a făcut parte din echipa Italiei care a câștigat consecutiv campionatele europene UEFA sub 21 de ani. În 94 și 96, după ce și-a câștigat prima selecție la seniori în 97, și-a ajutat echipa națională în finala UEFA Euro 2000, pe care a pierdut-o, însă a fost ales în echipa turneului. A devenit capitan în 2002 al naționalei Italiei, după retragerea lui Paolo Maldini. A condus Italia la victorie în Cupa Mondială din 2006 din Germania și a primit porecla Il Muro di Berlino, zidul Berlinului, de către suporterii italieni. Datorită performanțelor sale defensive, în care Italia la acest turneu a primit doar 2 goluri, dintre care niciunul nu a fost din joc deschis. A primit balonul de argint după ce a fost numit al doilea cel mai bun jucător al turneului. În 2009 l-a depășit pe Maldini ca jucător cu cele mai multe selecții din istoria țării. S-a retras din fotbalul internațional pe 25 iunie 2010, în urma eșecului Italiei de a se califica la fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale din 2010. După ce a adunat 136 de selecții și 2 goluri pentru echipa națională de seniori. În total a reprezentat Italia la 4 cupe mondiale, 2 campionate europene UEFA, Jocurile Olimpice de vară din 96, dar și Cupa Confederațiilor FIFA din 2009. În prezent este cel de-al doilea selecționat jucător al Italiei după Gianluigi Buffon, precum și cel mai selecționat fundaș al Italiei. A fost desemnat FIFA World Player of the Year în 2006, făcându-l singurul fundaș din istorie care a câștigat acest premiu. De asemenea, a câștigat premiul Balonul de Aur în 2006, ceea ce l-a făcut singurul fundaș care a câștigat acest premiu după un deceniu, dar și al treilea din toate timpurile după Franz Beckenbauer și Matthias Sammer. E bine, acesta este Fabio Cannavaro, un fundaș care a avut o carieră absolut genială, un jucător care a arătat foarte, foarte bine, deși nu a beneficiat de un fizic impresionant, doar 1,75 m a avut Cannavaro și 75 de chile. Ei bine, acesta a demonstrat că fiind fundaș central, nu trebuie neapărat să ai un fizic foarte important, poți să te impui și prin viziunea jocului, prin poziționare, dar și prin alte abilități tehnice pe care acesta le-a avut la dispoziție. Noi îl readucem în joc la 18 ani la Napoli, vedem deja are o cotă între 26 și 32 de milioane în acest moment. I-am oferit câteva atribute destul de importante, cum ar fi heading, marking și tackling 13. Mental arată absolut senzațional în acest moment Fabio Cannavaro. Aggression 15, bravery 17, determination 20, flair 14, leadership 19, positioning 13, jumping reach 13, natural fitness 15, strength 12. Arată foarte bine din punct de vedere mental. Știu că va fi foarte dificil ca noi să recreăm cariera lui Fabio Cannavaro din realitate, pentru că acesta a arătat foarte bine și a obținut trofee individuale excelente. Va fi foarte dificil ca noi să creăm un fundaș central care să câștige Balonul de Aur, însă cred eu că
putem să ajutăm pe partea cealaltă, pe partea echipei. Putem aduce, cred eu, mai multe trofee din acest punct de vedere pentru Fabio Cannavaro. E bine, el nu a reușit să câștige foarte multe trofee cu echipele de club, și asta pentru că a jucat și foarte mult timp la echipe destul de mici, cum ar fi Parma și Napoli. A câștigat doar două campionate, de două ori campion în Spania cu Real Madrid. A câștigat o supercupă a Spaniei tot cu Real. Două cupe ale Italiei, cum spuneam mai devreme, o supercupă în Italia la fel și o cupa UEFA. Cred eu că putem să depășim din punct de vedere colectiv acest lucru pentru Fabio Cannavaro. Cred eu că va deveni un fundaș central foarte, foarte important la o echipă importantă și va reuși să adune mult mai multe trofee decât a reușit în realitate. E bine, cu acestea fiind spuse, hai să simulăm următorii 5 ani și să vedem dacă Fabio se mai află după 5 ani încă la Napoli. 5 ani mai târziu, suntem în 2006 și vedem Fabio Cannavaro a ajuns la 23 de ani și arată absolut senzațional în acest moment. Are o cotă de între 64 și 72 de milioane și vedem, este dorit de Juventus, ceea ce poate fi o mutare foarte importantă pentru el la numai 23 de ani. Vedem deja, este considerat ca un jucător foarte important, star player, cu good steel in proof, adică încă mai poate crește în acest moment Fabio Cannavaro, deși are deja 4 stele în jumate. Atributele deja au luat-o razna, vedem, poate juca ball playing defender fără probleme în acest moment. Are heading 17, marking 15, tackling 15, aggression 15, anticipation 16, bravery 17, concentration și decision 16, determination i-a scăzut un pic la 19, leadership 20, positioning și vision 14, balance și natural fitness 16, acceleration pace 14, arată foarte, foarte bine, foarte, foarte bine. E scăzut din păcate acest jumping reach, nu înțeleg de ce, a scăzut cu 1, dar probabil datorită faptului că nu este un jucător foarte înalt. Vedem, a mai crescut un centimetru în acest moment Fabio Cannavaro și arată foarte, foarte bine deja la 23 de ani. E bine, primul sezon nu a jucat deloc la Napoli, nu știu de ce, dar atunci când l-am creat, deși l-am adăugat ca fiind italian, era trecut ca non-EU, n-am înțeles de ce, probabil e ceva greșit în lotul celor de la Napoli, nu cred că mai au locuri pentru alți jucători și probabil de asta a fost considerat ca jucător non-EU. E bine, dacă în primul sezon nu a jucat deloc, în sezonul 2 o face de 23 de ori în Serie A, marchează un gol și trimite și un assist. Din păcate nu a primit foarte multe meciuri în acest sezon. După crește un pic și joacă 28 de meciuri în Serie A, doar 2 asisturi, însă are un average rating de 7.01, în total are 45 de meciuri în acest sezon. După următorul sezon crește la 35 de meciuri jucate în Serie A, un gol marcat, 45 de meciuri jucate în total în acest sezon. Iar sezonul următor, 34 de apariții, un gol din nou, 49 de jocuri în total pentru Fabio Cannavaro în acest ultim sezon. Deja arată superb Fabio, deja este considerat un football global superstar în acest moment și abia aștept să văd dacă va prinde acest trofeu la Juventus. Hai să mergem 5 ani înainte și să vedem dacă acesta se va transfera la Juve. Ei bine, nu, Cannavaro nu se transferă la Juventus, ci ajunge la Chelsea în Premier League. Vedem deja a ajuns la 28 de ani în acest moment Cannavaro și i-a scăzut un pic, nu înțeleg de ce i-a scăzut calitatea. Are doar 4 stele în acest moment, mă așteptam să crească mai mult, mă așteptam să devină mult mai important. Mai ales că deja în acest moment este la 28 de ani și cred eu că în acest moment ar fi trebuit să atingă maximum
vârful carierei în acest moment. Vedem, are deja 49 de apariții pentru echipa națională, doar 2 goluri înscrise, o cotă între 58 și 174 de milioane. La personality vedem deja este considerat un lider. Heading 17, marking 15, tackling 15, nu s-au mișcat cele două. Arată foarte bine mental, anticipation, bravery, concentration 17, aggression 15, composure 14, flair 14, leadership 20, positioning 16, vision 16. Din punct de vedere fizic arată superb în acest moment, acceleration și agility 15, balance 16, natural fitness 17, pace 15 și strength 16. Arată foarte, foarte bine Cannavaro. Să vedem dacă s-a transferat imediat după acel sezon. Nu a mai stat un sezon în Serie A. După 5 sezoane petrecute între golul cel de la Napoli, nu se transferă la Juventus, mai rămâne un sezon la Napoli și are 37 de apariții, un gol și 3 asisturi în acest sezon, 48 de meciuri în total. Se transferă pentru 59 de milioane, doar 59 de milioane pentru astfel de jucători la Chelsea, iar în primul sezon prinde 29 de apariții în Premier League, 3 goluri, 5 asisturi. Deja crește din acest punct de vedere, 44 de meciuri în total în acest sezon pentru Fabio. După următorul sezon prinde 30 de apariții în Premier League, 4 goluri, 4 asisturi, 42 de apariții în total. Următorul sezon 28 de apariții, 1 gol și 2 asisturi, 44 din nou de meciuri în toate competițiile pentru Chelsea. Iar în sezonul abia recent încheiat, acesta prinde 24 de meciuri în Premier League, un gol, două asisturi, în total 37 de partide în Premier League în acest moment. Nu este rău, însă, sincer, mă așteptam la mai mult de la Fabio Cannavaro, mai ales că, așa cum spuneam mai devreme, acesta ar fi trebuit să fie vârful carierei lui. E bine, hai să mai simulăm 5 ani de zile și să vedem dacă acesta rămâne încă la Chelsea și să vedem dacă se va întoarce în Italia, dacă va avea intenția să se întoarcă în Italia. A ajuns la 33 de ani Fabio Cannavaro și în continuare este sub contract cu Chelsea. În acest moment nu este considerat de vânzare acesta, deși are 33 de ani. Vedem, are 84 de apariții în echipa națională și 4 goluri. În continuare se menține la 4 stele Current Ability și vedem, atributele nu s-au schimbat absolut deloc, deși a ajuns la 33 de ani. Pare că arată și mai bine în acest moment. Vedem, i-a crescut first touch la 14, passing 15, tackling a ajuns la 16, crește din punct de vedere tehnic la 33 de ani Fabio Cannavaro și arată în continuare foarte, foarte bine. Încă 5 sezoane în tricoul celor de la Chelsea, reușește undeva acolo aproape de 30 de meciuri jucate în Premier League sezon de sezon. Vedem aici sezonul 2-4, sezonul 5 în tricoul celor de la Chelsea, 30 de apariții în Premier League, un gol, 3 asisturi, 39 în total, 27 de apariții fără gol în sezonul următor și un asist, 46 de apariții în total. Următorul sezon din nou 25 de meciuri în Premier League, niciun gol din nou, două asisturi însă și 46 de apariții în total pentru Chelsea. În sezonul 2034-2035 și 22 de apariții, 0 goluri, 2 asisturi, 36 de meciuri în total. Iar în sezonul abia recent încheiat, 27 de apariții, niciun gol, 4 asisturi, 39 de apariții în total. E bine, ușor, ușor se pregătește de retragere probabil Fabio Cannavaro. Hai să simulăm următorii ani de zile, să vedem cât va mai juca acesta, să vedem cât va mai rămâne la Chelsea și revenim la finalul carierei, să vedem când va decide acesta să se retragă din fotbal.
Suntem în 2041 și vedem Fabio Cannavaro deja s-a retras din fotbal la vârsta de 38 de ani. Deja s-a apucat de antrenorat acesta, la fel ca și în realitate. Bine, Fabio Cannavaro este deja antrenor. Vedem vârsta de 38 de ani, la care se trage 114 apariții, 4 goluri pentru Fabio Cannavaro pentru echipa națională. Din păcate nu sparge acest record pe care l-a reușit în realitate de a fi selecționat de 136 de ori naționala Italiei, doar 114 apariții pentru el, pentru acest jucător creat de noi. Să vedem biografia lui Fabio Cannavaro, pentru că este una foarte, foarte interesantă. Bine, a fost născut la Napoli în septembrie 2002 acest jucător. A jucat 19 ani acest an fotbal între 2021 și 2040. 469 de apariții în total, 16 goluri marcate. Și a făcut debutul în Serie A jucând pentru Napoli împotriva celor de la Frosinone în 31 iulie 2022. A marcat primul lui gol pentru Napoli împotriva celor de la Sassuolo în 2023 în Serie A. După ce și-a făcut debutul național al Italiei împotriva Angliei în 2024, a jucat de 114 ori și a marcat 4 goluri pentru naționala Italiei. Cannavaro tocmai s-a retras din fotbal de la Chelsea, a jucat pentru doar două echipe în această carieră, Fabio Cannavaro, pentru Napoli și pentru Chelsea. Sta la Napoli doar 6 sezoane, restul carierei, 13 sezoane, a stat la Londra și a jucat pentru Chelsea. Și a început cariera la Napoli, la fel ca și în realitate, a intrat în primul 11 în 2022, în total 157 de apariții în tricoul celor de la Napoli și a marcat 4 goluri. Așa, a câștigat Cupa Italiei în 2024, bun. European Under 20 Elite League în 2020, European Conference League în 2024 și 2026. Acestea sunt trofeele câștigate cu Napoli. În 2027 s-a mutat la Chelsea pentru 59 de milioane și a jucat de 312 ori, a marcat 12 goluri la Londra. Așa, Cannavaro a câștigat Club World Championship, Cupa Mondială a cluburilor în 2033 și 2037, European Football Championship de 3 ori între 2028 și 2040, așadar câștigă de 3 ori Campionatul European cu Naționala Italiei, câștigat European Champions Cup în 2039, Champions League cu Chelsea în 2039, English FA Cup de 3 ori între 2030 și 2035, Carabao Cup de 5 ori între 2032 și 2039, Community Shield în 2034 și 2039 și Premier League de 4 ori între 2035 și 2039. Și acum speram încă de la început reușim să creăm un jucător care să câștige mult mai multe trofee decât a câștigat Fabio Cannavaro în realitate, din punct de vedere al echipei. În realitate a câștigat doar 2, 3, 6, 8, 9 trofee din punct de vedere al echipei. Acest jucător creat de noi domină mult din acest punct de vedere al trofeelor colective. A câștigat 24 de competiții în întreaga carieră. Club World Championship, campionatul mondial al clubului în 2033 și 2037 cu Chelsea, campionatul european de 3 ori cu Italia. Nu reușește să câștige campionatul mondial cum a făcut-o în realitate, însă reușește să câștige campionatul european de 3 ori cu naționala Italiei.
Champions League cu Chelsea în 2039, Cupa Italiei în 2024 cu Napoli, FA Cup de 3 ori în 2030, 2034 și 2035, Carabao Cup de 5 ori între 2033 și 2032 și 2039, Community Shield de 2 ori în 2034 și 2039, European Under 20 Elite League cu Italia Under 20 în 2022, Conference League de 2 ori cu Napoli în 2024 și 2026 și Premier League de 4 ori în 2035, 2036, 2037 și 2039. E bine, este un jucător magnific, Fabio Cannavaro. A reușit să își creeze o carieră foarte, foarte frumoasă. Acesta creat de noi, pentru că, e clar, nu există comparații cu cel care a fost în realitate, însă cred eu că am reușit să creăm un jucător foarte interesant, un fundaș central care și-a făcut treaba foarte bine și a arătat excelent din punct de vedere al calității lor și a reușit să ajungă la o echipă destul de importantă. Nu a reușit el să ajungă la Juventus așa cum îi pusesem în career plan acolo, să ajungă la Real Madrid. N-a reușit acest lucru, ce drept după ce a ajuns la Chelsea era foarte dificil să mai plece de acolo, mai ales că Chelsea a ținut de el 13 ani. Reușește, așa cum ne-am propus încă de la început, să adune trofee colective mult mai multe și din punct de vedere individual, hai să ne uităm imediat să vedem dacă a reușit să câștige ceva din punct de vedere individual. Hai să vedem, să luăm aici de la început. Așa, astea cu Squad of the Season, seria Team of the Week, nu le luăm în considerare. În 2025-2026 a câștigat Player of the Year în viziunea suporterilor, celor de la Napoli. Așa, da, nimic aici, nimic. A fost numit în echipa TF, cea mai bună echipă de la campionatul mondial în 2030 și 2 probabil. Da, World Championship Dream Team, numit aici în 2032-2033. În 2036 a fost numit în Old Team of the Year, a fost selecționat în această echipă, în cel mai bun 11 din lume. Așa, dar cam atât, nimic important din acest punct de vedere, din punct de vedere individual, însă din punct de vedere colectiv, așa cum spuneam, a arătat foarte, foarte bine Fabio Cannavaro. Încheiem aici acest episod, prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!